În comuna Arinș, autoritățile locale doresc să construiască câte o capelă în fiecare localitate. Deja în Tămășești, investiția este finalizată, iar acum se lucrează la cea din Arinș. Și aici lucrările sunt avansate și vor fi gata în cel mai scurt timp. Localitatea Tămășești e finalizată. Aici suntem la un cimitir din localitatea Arinș. Investiția am început-o de aproximativ 2 săptămâni. Asta e a treia, deja puteți vedea că este înălțată, se va continua cu acoperișul, voi comanda geamuri, uși, iar timpul, dacă va fi neprielnic, vom continua cu lucrările de finisaje pe interioare și mai târziu. Eu zic că până în sfârșitul lunii octombrie să fie gata această investiție. Capela din Arinș este realizată din fondurile proprii ale primăriei, însă majorarea prețurilor la materialele de construcție este una considerabilă, motiv pentru care suma calculată inițial trebuie suplimentată. Dorința de a construi câte o capelă mortuară pentru fiecare localitate din comună vine în sprijinul cetățenilor, dar în același timp autoritățile locale doresc să se alinieze și la noile norme europene. Mi-am propus în fiecare comunitate, în fiecare localitate să avem și capele mortuare, deoarece sunt necesare, având în vedere și legislația europeană. După proiectul vechi, valoarea investiției este undeva la 150.000 de lei, dar acum, după urcarea prețurilor la materiale, se va apropia 200-220.000, pentru că materialele ne încurcă în sensul că s-au dublat, s-au triplat și acolo va crește valoarea investiției. Pe lângă cele două capele, se mai lucrează și la o a treia în localitatea Rodina. Acolo primarul Gheorghe Mureșan speră să demareze lucrările în această toamnă.